Da, deci care, de exemplu, acolo cu drumușorul acela, unde am spus cu vecinul, acolo s-a rezolvat treaba. Am vorbit cu dirigintele de șantier și cu inginerul și lucrul în regulă. Se montează un pod acolo și ok. Deci treaba s-a rezolvat. După ce am vorbit cu Dar dumneavoastră, după acela ce am nu-i primit. drum local, nu-i de competența primăriei. Nu trebuie să fie altă echipă care lucrează la drumurile locale. Iese de pe drumul județean, iese un drum pe Tarla care se duce, pe bucățile oamenilor și mai e și o casă aici pe drum. Și drumul, podurile care sunt lângă drumul județean le pune tot de la județ, tot ei. Am înțeles. Deci numai podul, Da, dar și după pui... aceea, după aceea Nu, drumul nu, deja doar se de ocupă pod, da. primăria. Primăria, da. Doar de pod. Și acolo se iei un tub vechi care l-a scos pe la din curbă, pe la vechi, jumate înfundat, să-l curăță, de mizerie din el, ca acolo a pus tub nou și să-l înlocuiască, să-l pui aici unii problema pe străduța asta, la Condurache, la Iunea. Bun, să le recicleze. Dacă nu-i deteriorat, sigur să-l folosească. Un pic la cap, foarte puțin. E mai lung podul decât drumul, cât e de lat. Deci bucata care e ruptă la cap trebuie să ies în afara lățimii podului. Nu-i problemă. Lățimii drumului. Da. Nu. Deci se poate refolosi fără nicio problemă. Și tubușorul acela care era prima dată, știți, acolo în curbe, era un tubușor pus de-a curmezeșul și după aia l-a pus pe ăla vechi. L-a schimbat pe ăla mare care trebuie schimbat și l-a pus pe asfalt. Păi ăla mic era Ei. plin cu nemol, nu funcționa ăla îngust. Nu. Ăla cu nămol era care l-a înlocuit, dar nu l-a mai înlocuit. L-au scos. O pus unul mic, lateral, adică de-a lungul șoselei, dacă ați văzut în filmare, ca să nu-l mai înlocuiască pe ăla mare care trebuie. Că zicea că nu ia apă pe aici, nu știu ce, și nu mai gata. Eu când am făcut proiectul, nu am venit la fața locului, l-au făcut din birou și gata. Atâta, că am vorbit cu inginerul, cu ei. Deci nu au știut cum funcționează treaba. De asta au mers cu asfaltul și nu schimba podul la început, nu nimic. Deci credeți că După e o ce... eroare de proiectare sau era o șmechereală de-a lor ca să mai economisească bani? Nu știu, abar nu am zis, nu știu că aici sunt izvoare și trebuie neapărat înlocui podurile sau trebuie făcut un șanț de cu rigol și din asta, cu balasul și cu tub pe marginea drumului. Că nu știa că îmi naște aici. O zis, e destul de clar. Acum a venit cu a făcut. Și că... Zic, dar cine ați vorbit cu un local, măcar, că dumneavoastră n-aveți de unde să știți cum e situația aici. E, acum, na, bine, ca să se sezați, s-a rezolvat și casa. Deci, Dar chiar așa îi, deci nu. în alte localități, dacă nimeni nu reacționează, ei fac cum s-a decis în birou Și fac acolo. cam așa. Așa, dacă aici era, în proiect, avea drumul, are 8 metri. Și el, normal, din gard în gard, are 7 metri și 10. Oho. Da. Deci nu se potrivește după calculul care era. Sau la corne are 9 metri. Și în realitate are numai 6 metri. Deci nu se potrivește de niciun fel. Deci Cum poate fi era. și asta o șmechereală, da? Fac drumul mai îngust ca să le mai rămână Dar materiale și le dau. ele de la sine îngust, că atâta e între proprietăți. Numai că la ei măsurătoarea e mai mare decât. Probabil e pe la măsurătoare cât au în proiect, cum e din nou, de 8 metri, cum e aici, și în realitate are numai 7 metri. Deci e bani mai mult decât ar fi în realitate. Dar poate proprietarii au fost șmecheri și au mutat gardul și s-a îngustat drumul. Nu, dar gardul e vechi, că așa e pe lățimea aceea și din cap în cap. Deci din deal până în vale, totul e și strada e și tot atât de lat. Doar că în proiect avem mai cu lățimea drumului mai mare decât în realitate. Ciudat. Foarte ciudat. Nu se potrivește nici la capturile de pod aici, când am făcut. În proiect scriem distanță mai mare și era cu un metru și ceva mai puțin, că nu se încadra. Trebuie să intre proprietatea omului Cu ca să facă tehnologiile astea normal. noi de măsurare, cu satelit, ar trebui să Acum. știi la centimetru Da, de marja unde? de eroare, De dar nu metri.
metri, deci rău de tot. Important că s-a putut rezolva. Dar eu am făcut un fel de treabă așa, pe bășbuit, așa. Ori am făcut intenționat să fie mai lată, adică am proiecte mai lat și ei bani pe lățimea care eram făcut în proiect, dar materialul și mai puțin, dacă nu, e mai puțin, mai îngust cu un metru, restul, nu, îmi punem în buzunar, din bani. Este... Da, poate fi șmecherie, că am auzit așa, mai ales la drumari. Cu 2 centimetri faci drumul mai îngust și îți ies economii de milioane. Da, cum? Dar pe aici e distanță de metru și ceva, un metru și ceva. Da, cum? Și problema acum... e, cum ziceam, dumneata e sesizat, au venit sau și-au reparat greșeala, dar în altă parte nimeni nu reacționează și atunci drumurile mâine poi mâine o să se deterioreze, o să nămolească, pentru că tot așa nu s-au gândit nici la evacuare de ape, nici la poduri. Absolut nimic. Eu asta mai, de exemplu, mă mai critică alții, știi, când vede pe YouTube postările, că n-am ce faci, că nu știu ce. Dar nu ăștia de pe stradă, care de pe strada asta unii problemă, unii locuiesc eu, alții din altă parte. Străini, da. Da, din localitatea pe alte străzi. Noi aici pe strada asta știm destul de clar că așa e problema, că doar sesizarea era pe strada asta, din deal până în centru, deci aici pe strada asta. Aia l-a ajuns să știi ce e. Oamenii, în loc să învețe, în loc să vă fie recunoscători, că iată ați contribuit la rezolvarea unei probleme și în felul ăsta poate i-ați disciplinat firma și că poate pe viitor o să se gândească, băi, dar dacă mai este un Benone Ciobanu în satul celălalt, hai mai bine să facem conform regulilor. Așa, ar fi bine dacă ar mai fi așa, dar da, că eu am mai vorbit, mai văd de pe mai vecini de mei care lucrează în Spania și am mai văzut și o scădătorită ție și am mai postat, tu mai văzut și pe acolo. Unul Costel Stoian, de exemplu, vecin la Valeș. Bine, le-a tras atenția, că altfel făcea o aiureală de-a lor, da, termina, luau banii, dar nu, de nu era da. Unica cum trebuie. Da, nici poduri cum unii trebuie opuse. Nu, ei nu... Dacă ei nu au verificat nimic, și că acum eu am făcut cumva proiectul pe timp de sești, cum e acum, că nu ploi, nu-i nimic, de unde apa aici am vrut de-al. Da. Dar nu știu că pe timp când plouă, cum era până acum, erau ploi și curgea apă pe șanțul permanent, numai din izvoare curge. Pe marginea drumului. Acum putem să știu dacă nu-i nici de unde să fie apă. Ei nu o să eu de unde să știm noi ce se întâmplă aici. Asta e răspuns de inginer. De... E clar. Mulțumesc pentru relatare. Da. Bun. La revedere, mulțumesc. Sănătate.